Pe poziția de right back l-am ales aici pe Dan Petrescu. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip special de pe canal. De data aceasta avem un squad builder, un squad builder mai special cu legendele României. Dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like. La 50 de like-uri voi mai posta un videoclip de genul. Probabil voi face un videoclip cu jucătorii de la o echipă anume, cei mai buni jucători din istoria acei echipe sau ceva de genul. Așa că, acestea fiind spuse, haideți să dăm drumul să vedem care sunt jucătorii pe care am ales să introduc. Formația va fi 4-3-3. Atac, da, am găsit și formația aici. Și haide să începem cu portarul. Portarul este desigur Helmut Ducadam. A jucat în primul 11 când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni. A fost om de bază. Pot spune că a fost omul decisiv în câștigarea acelei cupe, deoarece a apărat 4 penaltiuri și merită să fie introdus în această echipă. Haide să-l punem aici. Ok, următorul va fi right back-ul. Pe poziția de right back l-am ales aici pe Dan Petrescu, un jucător foarte important al echipei naționale a României. A jucat și la Chelsea, o echipă foarte mare. Lucru foarte șmecher este că acesta a iubit atât de mult Chelsea încât și-a numit propria fică, exact ca marele club englez, a numit-o Chelsea. Haideți să introducem aici pe Dan Petrescu. Să vedem și pe poziția de CB pe cine băgăm. Îl avem aici pe Gică Popescu. Gică Popescu a jucat la Barcelona, a fost chiar capitanul Barcelonei, unul dintre cei mai buni fundași români și om de bază al generației de aur. Haideți să-l introducem aici pe Gică Popescu. Următorul CB este Belodedi, de asemenea și acesta a jucat în marea finală din 86 pe care Steaua a câștigat-o. Haideți să-l introducem aici și pe Belodedici. Acum avem poziția de left back, haideți să vedem care este left back-ul. Îl avem aici pe Cristi Chivu, un jucător foarte bun, a jucat la Inter Milano și la AS Roma. Cu Inter Milano a câștigat Cupa Campionilor în 2011, dacă nu mă înșel. Atunci era antrenată de Mourinho Inter Milano, iar Cristi Chivu a jucat titular în acea finală. Haideți să vedem și poziția de CM care este. Îl avem aici pe Balaci, cred că cel mai important jucător al Universității Craiova. Din păcate acesta a decedat recent, dar merită să fie introdus în această echipă și îl vom băga aici. Celălalt CM este Dobrin. Dobrin, după mulți oameni, este considerat cel mai bun jucător român. Unii consideră că este Hagi, unii consideră că este Dobrin, însă până la urmă n-avem de unde să știm. Fiecare a prins generații diferite, așa că îl vom băga aici pe Dobrin. CAM-ul nu mai are nevoie de introduceri. Îl avem aici pe Gică Hagi, un Gică Hagi de 95 rating. Gică Hagi a jucat atât la Barcelona cât și la Real Madrid. Este unul dintre puținii jucători care a trecut pe la ambele echipe. Haideți să-l băgăm pe Gică Hagi aici. Acum vom trece la poziția de right wing. Avem aici pe Lăcătuș. Acesta a jucat și el în finala din 86 pe care a câștigat-o Steaua. A fost om decisiv la penaltiuri și unul dintre cei mai buni atacanți români, dar l-am pus pe poziția de right wing deoarece nu prea aveam pe altcineva pe cine să pun. Pe poziția de striker l-am ales aici pe Adrian Mutu, un jucător foarte bun cu potențial enorm. A jucat la Fiorentina, la Chelsea. Acesta a avut o viață sportivă rea și nu și-a putut atinge potențialul maxim. Haideți să-l introducem aici pe Mutu. Și nu în ultimul rând îl avem pe poziția de left wing pe Adrian Ilie, îi se mai spunea și Cobra. Acesta a trecut pe la Valencia și a fost om de bază al generației de aur din 94. Introducem aici pe el. Și hai să vedem cum arată echipa. Aceasta este echipa României. După părerea mea, acesta este cel mai bun primul 11. Nu i-am prins pe toți ca să știu care este cel mai bun primul 11, însă am încercat să mă documentez și să văd care este. Este o opinie personală, puteți să-mi spuneți în comentarii pe cine ați alege voi. Și da, dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem 50 de like-uri și voi mai face episoade de genul. Acesta a fost videoul, eu am fost Gianni, v-am pupat!